Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Două victorii, 8 remize și 5 înfrângeri. Acesta este palmaresul înregistrat de Gălățeni pe teren propriu în ediția actuală de Superliga. De cealaltă parte, Iașiul s-a impus în 3 din cele 15 deplasări din campionatul actual, iar de alte 5 ori trupa lui Leo Grozavo a terminat la egalitate. E vreme bună, e vreme de fotbal. Am avut o săptămână extrem de ploioasă, acum însă iată că spectatorii se întorc și au fost galvanizați cu siguranță și spectatorii din Galați de declarațiile și de evenimentele de acum o săptămână. Iată contraatacul gălățenilor cu Pop, cu un șut în brațele lui Silviu Lung. Revedem contraatacul. Deloc rău, n-a mai avut suflu, n-a mai continuat Alexandru Pop. A preferat venit aici în adâncime, să atace acel spațiu. Ninge trimis în jumătatea Iașului, din nou Pop care a schimbat direcția, e pe cealaltă parte, Pop este însă deposedat aproape instantaneu de Marc Ioni. Atenție la acest moment cu Bodișteanu, care e Bodișteanu! Silviu Lung Robert, pur și simplu. Bodișteanu urmărește bine acolo, eroare pe care o comite mai devreme Marc Ioni poate prea sigur pe el, îl pune în mare dificultate pe Silviu Lung, capitanul Iașului. Sunt două formații care încearcă să dea lovitura, plus de pentru Iași care are posesia, dar Oțelul Galați este în fața golului. Vine acolo Bodișteanu, acțiunea nu a fost rea deloc, nici vorbă de offside. Silviu Lung bătut, balon la care Bodișteanu parcă nu atacă atât de convins. N-a apărat deloc rău niciun, cât a lipsit Silviu Lung, dar experiența spune și de atât de experimentat, conduce altfel din teren, un al doilea antrenor al celor de la Iași. Atenție la această fază, două goluri în acest sezon pentru Puștiul adus. N-a apelat chiar atât de des la acest Puști de 20 de ani. Este doar al 7-lea lui meci pentru Polia și în acest sezon, dar de fiecare dată a fost titular. N-a fost cel care a venit de pe bancă să-l înlocuiască pe jucătorul Under. O, moment bun cu Masiel, în care Masiel! Gol! 1-0 pentru Oțelul din minutul 28. Haideți să vedem ce a fost acolo. A fost o greșeală mare, o greșeală imensă în apărarea Iașului, un balon aruncat asuiv în spatele apărătorilor celor de la Poli Iași. Este un gol venit pe această evoluție dominantă a celor de la Poli Iași. Revedem forfecare, nici vorbă de offside, pleacă bine, pleacă excelent Masiel, trădată apărarea lui Leo Grozav. Are timp Masiel să se așeze la acel balon. O minge trimisă cu latul piciorului drept pe lângă Silviu Lung, nu mai are ce face Silviu Lung. Da, este o reușită superbă celor de la Oțelul Galați în acest prim meci din play-out-ul sezonului. Bucuria fanilor, un cadru sugestiv mai devreme. Să vedem lovitura de colț, minge înaltă, șansă uriașă pentru Oțelul, a lovit cu capul Jivulici. Și iată-l pe Bodișteanu, croșetând în careul Iașului. Bodișteanu, va fi corner cu repetiție sau nu? S-a părut că a fost un fundaș al lui Lung. Extraordinar, ce frumos a înălțat Jivul. Își privește aici, o minge ușor deviată și de Harrison. Pare capabil să destabilizeze apărarea pregătită de Leo Grozavo. Cizotti avansează, control bun al balonului, superbă fază, Cizotti pentru Alexandru Pop mai departe pentru Masiel excelent, Cizotti, fază frumoasă, absolut superbă, dar la pasa decisivă, încă o dată, se face diferența, a încercat să fie altruist, ceea ce s-a și întâmplat, nici vorbă de offside, Cizotti, excelent, atacă acel spațiu. Ieșise Florin Ilie, ce drept în întâmpinarea sa, l-a speriat un pic pe italian. Samaeo, cu dată de păjit, picioare rare acolo pentru fundașul Iașului. Din altă categorie, cei patru și alte echipe. Un nou moment pentru Oțelul. Ce trecere frumoasă are tehnicul Bodișteanu. Bodișteanu este în careu. Bodișteanu! S-a lăsat pe minge frumos. Portarul Silviu Lung.
curând ultimele 20 de minute. Iașul are probleme, iată, și în a prelua, în a ține acest balon, Cizotti urmărește acțiune de loc rea, Galațiul aproape de 2-0. Incredibil. Lameira îl face, nu mare, îl face uriaș pe Silviu Lung. Ce pasă frumoasă a dat însă aici Iuri Cizotti la Meira, sigur are timp să preia puțin cam prea în față. De multe ori construcția Iașului, se vede oportunitate bună aici, această fază pentru trupa lui Leo Crozavu. Excelentă pasa în careu Alazinho. Încearcă și trimite pe sub Eduard Pap. Deviază discret, poate prea discret. Mingea foarte înaltă la bara a doua. Șutul nu vine din partea lui Buș. Abia acum o minge ratată de către Alazinho. Rămâne Poliaș periculoasă. Este acolo Betaieb. Centrarea înaltă și parada lui Eduard Pap a fost pe centru mingea. Încă o dată deloc rău Sergiu Buș din zona punctului cu VAR. O minge pe care Eduard Pap o reține fără mare emoții. Este aproape să aducă 3 puncte extrem de importante în această ediție de play. Aducă ce față și este Silviu Lung. Asta este Silviu Lung în fața lui Rușević. Cine a greșit acolo? S-a lovit de Samaioa. Uite aici Rușević. A fost un body check aplicat de Nicola Samaioa. Doamne, cât de rău lovește balonul. Exact. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super.